Toată lumea e familiarizată cu pădurea tropicală amazoniană. Sunt șanse mari ca majoritatea dintre noi să fi realizat un proiect școlar pe această temă în trecut. E unul din cele mai distractive locuri de pe planetă, precum și unul din cele mai frumoase. Dar deși cunoaștem cu toții elementele de bază ale Amazonului, acesta e un ecosistem atât de extins încât ascunde câteva secrete incredibile în adâncurile sale. De la lucruri care sunt pur și simplu uluitor de frumoase, la lucruri extrem de misterioase care ar putea schimba lumea, iată doar câteva aspecte incredibile despre Amazon. Ecosistem fragil. Ecosistemele în general pot fi extrem de fragile, cel mai mic eveniment putând influența și schimba drastic mediul. Introducerea broaștei de trestie în Australia este unul din cele mai cunoscute exemple ale pagubelor pe care le poate face o singură specie. Un exemplu mai recent ar fi modul în care reintroducerea lupilor cenușii în Parcul Național Yellowstone a schimbat fizic cursul râurilor de acolo. În timp ce majoritatea ecosistemelor pot fi considerate delicate, nivelurile de biodiversitate din Amazon îl fac mai susceptibil de a fi dezechilibrat. Cel mai bun mod de a ilustra acest lucru este cu exemplul nucii de Brazilia. Nuca de Brazilia poate fi polenizată doar de o singură specie de albine, cunoscută sub numele de euglosin, deoarece acestea sunt suficient de puternice pentru a deschide capacul florilor sale. La fel ca în cazul majorității albinelor, acest lucru este făcut mai ales de femele, ceea ce înseamnă că pomul acționează ca o sursă de hrană pentru ele și polenizează plantele, dar populația de albine este și mai dependentă de copac. Masculii au nevoie de mirosul orhideelor din copac pentru a atrage femelele pentru împerechiere. Așadar, dacă femelele nu ar poleniza planta, masculii nu ar avea cum să obțină mirosul, iar albinele ar dispărea odată cu planta. Ca și cum acest lucru nu ar fi deja suficient de specific, coaja extrem de dură a nucii de Brazilia poate fi spartă doar de câteva animale, inclusiv de agouti, un rozător care sparge coaja și îngroapă semințele în alte părți ale pădurii tropicale. Orice încercare de a cultiva acești copaci în livezi a eșuat întotdeauna. Având în vedere daunele atât de mari aduse pădurii tropicale, acesta este doar un exemplu al ușurinței cu care acest sistem poate cădea ca piesele de domino. Depresiunea Bodele. Mii de ani de evoluție într-un ecosistem atât de divers au condus nu numai la un ecosistem care necesită niveluri extreme de sincronizare, așa cum am văzut în cazul nucii de Brazilia, ci și la unul care are o cerere foarte mare de nutrienți. Din abundența vieții din pădurea tropicală putem vedea clar că aceasta satisface acea cerere, dar o face dintr-o sursă foarte neașteptată. Depresiunea Bodele este situată în Ciad, în jumătatea sudică a deșertului Sahara. Nu este o suprafață foarte mare de teren, măsurând mai puțin de 0,5% din Amazon sau Sahara. Cu toate astea, în ciuda faptului că este un pitic relativ, depresiunea Bodele este sursa a aproximativ 40 milioane de tone de nisip mineral care suflă peste Atlantic și în bazinul Amazonului în fiecare an, fertilizând pământul. În total, se estimează că mai mult de jumătate din praful Amazonului provine din acest mic punct din Sahara, aflat la 5.000 km distanță, și că fără el, pădurea tropicală așa cum o știm astăzi nu ar exista. Extinții. Pădurea tropicală amazoniană are unul din cele mai mari niveluri de biodiversitate de pe planetă, dacă nu chiar cel mai mare. Se estimează că 1 din 10 specii de animale trăiește în pădurea tropicală amazoniană. În plus, doar un hectar din pădurea tropicală amazoniană poate conține până la 750 de specii de copaci și 1500 de specii de plante superioare. Dar experții spun că 120.000 de kilometri pătrați de pădure tropicală se pierd în fiecare an, mare parte din ea în Amazon. De asemenea, această despădurire duce la dispariția zilnică a 135 de specii de plante și animale, ceea ce înseamnă un număr înspăimântător de 50.000 de dispariții pe an. Pe măsură ce această listă avansează, veți vedea de ce această statistică este și mai îngrozitoare decât pare deja. Când oamenii se gândesc la tăierea pădurilor tropicale și imaginează în general marile corporații venind cu mașini mari pentru a tăia cât mai mulți copaci și a-i transforma în hârtie mobilă și așa mai departe. În realitate, exploatarea forestieră comercială, atât legală cât și ilegală, reprezintă mai puțin de 3% din defrișările din Amazon. Adevăratul motor al defrișărilor e creșterea vitelor, care reprezintă între 60 și 80% din defrișările care au loc în Amazon. Inele misterioase. Cu atât de mult teren defrișat a fost doar o chestiune de timp, până când ceva neașteptat a fost dezvăluit. Pe măsură ce copacii continuă să fie tăiați, tot mai multe șanțuri misterioase au fost găsite în Brazilia și Bolivia. Șanțurile pătrate, circulare și liniare au adâncime de până la 5 metri și au lăsat arheologii nedumeriți cu privire la cine le-a construit, cum și de ce. Ca întotdeauna, o teorie avansată pentru a explica scopul lor a fost că șanțurile aveau o semnificație religioasă, ceea ce e perfect posibil. O altă teorie e că au fost folosite pentru drenaj.
O a treia teorie este că erau acolo pentru apărare. În timp ce un șanț în pământ poate părea o apărare destul de slabă în toată Irlanda, au fost găsite formațiuni aproape identice, care sunt rezultatul săpării șanțurilor, iar pământul în exces a fost folosit pentru a construi movile lângă șanț, făcând intrările forțate extrem de dificile. Unele din șanțuri aveau o lungime de peste un kilometru, iar oamenii de știință de la Universitatea din Reading încercau să-și dea seama de câți oameni ar fi fost nevoie pentru a construi astfel de structuri și cum ar fi putut face acest lucru, deoarece nu existau dovezi că oamenii care locuiau în acea zonă în urmă cu peste 2000 de ani ar fi avut uneltele necesare pentru a construi astfel de formațiuni. Misterul a fost rezolvat atunci când echipa a examinat sedimentele de polen și a descoperit că era polen de iarbă și dovezi de porumb, indicând savana și agricultura anterioară în zonă. Scopul lor exact rămâne însă un mister. Fluviul. Amazonul e fără îndoială unul din cele mai faimoase fluvii din lume și asta pentru o serie de motive îndemeiate. În funcție de modul de măsurare, Amazonul ar putea fi considerat de departe cel mai mare fluviu de pe planetă. Acesta începe în anzi, la 192 km de Oceanul Pacific în care se scurgea inițial, dar pe măsură ce munții s-au înălțat, cursul său s-a schimbat, iar acum curge 6437 km prin America de Sud și se varsă în Atlantic. Deși acest lucru înseamnă că fluviul Nil este de fapt cu 400 de km mai lung, Amazonul degajă o cantitate mult mai mare de apă. În medie, Nilul deversează 300 de miliarde de litri de apă pe zi, deși aceasta este o cantitate de apă de neimaginat, pălește în comparație cu producția zilnică de 2930 miliarde de litri a Amazonului. Din cauza cantității absolute colosale de apă care se scurge din fluviu și ajunge în ocean, apa până la 100 de kilometri în Oceanul Atlantic este maro, ceea ce a ajutat navele să știe când se apropiau de uscat în trecut. Potențial medical. Cu astfel de niveluri extreme de biodiversitate și forme de viață atât de ciudate încât ar putea fi la fel de bine extraterestre, nu ar trebui să fie o mare surpriză faptul că se crede că pădurea tropicală amazoniană deține o multitudine de potențiale remedii și tratamente pentru o gamă largă de probleme de sănătate. Institutul Național de Cancer din SUA a identificat 3000 de plante cu proprietăți anticancericene, dintre care peste 2/3 cresc în pădurile tropicale. Ca și cum acest lucru nu ar fi suficient, s-a estimat că plantele din pădurile tropicale sunt responsabile pentru un sfert din toate produsele farmaceutice occidentale, precum și pentru un sfert numai din medicamentele împotriva cancerului. Oricât de impresionante ar fi aceste statistici în sine, ele devin și mai uimitoare odată ce știți că doar numai puțin de 1% din plantele pădurii tropicale au fost studiate în mod corespunzător. Există mai multă pădure tropicală în Amazon decât în restul lumii la un loc, ceea ce înseamnă că are mai mult potențial medical decât orice altundeva pe planetă. Dar în ritmul în care dispare, am eliminat deja leacuri pentru o serie de afecțiuni și continuăm să facem acest lucru în fiecare zi. Răul secret al Amazonului. Toată lumea cunoaște fluviul Amazon și am stabilit deja că acesta eclipsează aproape orice alt fluviu de pe planetă. E un triumf al naturii atât de impresionant încât e ușor de înțeles de ce puțin oameni au auzit despre descoperirea unui alt râu în Amazon încă din 2011. S-ar putea să vă gândiți că deși Amazonul e un loc destul de mare și adesea acoperit de un coronament gros, trebuie să fie un râu destul de mic pentru a nu fi fost văzut în tot acest timp. Se pare că râul Hamza, așa cum a ajuns să fie cunoscut, are aproximativ aceeași lungime ca râul Amazon, care e de 6.000 de kilometri. De asemenea, are o lățime de 400 kilometri, ceea ce este mai mare decât gura de vărsare a fluviului Amazon. După cum probabil mulți dintre voi ați ghicit până acum, Rio Hamza este un râu subteran. Descoperirea sa a fost făcută folosind vechi puțuri petroliere și simulări computerizate pentru a dezvălui prezența sa la 4 kilometri adâncime sub pământ. Desigur, în ciuda faptului că este considerabil mai lat decât fluviul Amazon, Hamza nu este un râu așa cum ni-l imaginăm în mod tradițional. E mai degrabă un firicel de apă extrem de larg, spre deosebire de apele Amazonului. Cu toate astea, în timp ce debitul său este de numai aproximativ 3% din cel al Amazonului, el degajă de 46 de ori mai multă apă decât Tamisa, orașul pierdut. Vom încheia acest video cu o descoperire cu adevărat incredibilă în Amazon. Un oraș pierdut, folosind tehnologia LIDAR avansată, cercetătorii au descoperit în 2024 o rețea vastă de drumuri, canale și 6.000 de platforme dreptunghiulare, dintre care unele erau locuințe, iar altele erau situri ceremoniale. Acest oraș, care datează de 2500 de ani, adăpostea 10.000 de oameni și avea o societate complexă și organizată. Descoperirea remodelează înțelegerea noastră a culturilor amazoniene, arătând că, departe de a fi primitive, aceste societăți erau extrem de sofisticate.
Infrastructura avansată a orașului, inclusiv drumurile drepte care se întind pe 25 de kilometri, sugerează un centru urban bine planificat, comparabil cu civilizațiile maiașe. Situat în apropierea unui vulcan, orașul a prosperat pe soluri bogate, dar s-a confruntat și cu amenințări, ceea ce a dus probabil la declinul său. Această descoperire nu numai că scoate la iveală o civilizație uitată, dar deschide și noi căi de explorare a istoriei și culturilor Amazonului. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!